În acest prim episod vom călători la extremele geografice ale Americii, în Long Island și la Stanford. Vom intra în cele mai performante laboratoare din lume pentru a vedea cum arată viitorul. Unul din sectoarele prioritare, cel puțin pentru guvernul american, este cel al energiei și al nanomaterialelor. Vom încerca să aflăm cum au reușit Statele Unite să atragă cele mai strălucite minți în laboratoarele sale. Astăzi vi prezentăm pe Eric Pop și Mircea Cotlet, doi oameni de știință români. Ne îndreptăm mai întâi spre Laboratorul Național din Brookhaven, unul din cele mai importante din lume. Suntem printre puținele echipe de televiziune din afara Americii care a primit permisiunea de a filma aici. Laboratorul, prin facilitățile pe care le-a dezvoltat aici, a fost implicat în obținerea 7 premii Nobel, două din partea la stafful care a lucrat la laborator sau lucrează, 5 împreună cu parteneri de la universitate. Ce facem aici, în acest laborator, practic nanocristalii inorganice studiem, le combinăm cu fel de fel de materiale semiconductoare pentru a putea practic obține materiale nanofuncționale cu proprietăți remarcabile pentru aplicații cum ar fi celulele fotovoltaice, celulele solare. Acest tip de laborator care l-am dezvoltat în Brookhaven este unicat în Long Island. Următorul de acest tip este în Columbia University, dar veți fi surprins că foarte mulți profesori din Columbia își trimit studenții să realizeze proiecte de doctorat în laboratorul meu, în particular și a altor colegi din acest centru. Brookhaven este recunoscut la nivel mondial pentru cercetările din biologie, superconductivitate, studiul ADN-ului, al virusurilor, pentru fizica particulelor. Unele facilități sunt unice în Statele Unite și chiar în lume. Ultima, un sincrotron de $1 miliard. Tema centrală în domeniul energiei este studiul nanomaterialelor, știința care ne va configura viitorul. Ce înseamnă nanomaterialele? Un nanomaterial este considerat tot ce este de dimensiune mai mică de 100 de nanometri. Practic invizibil. Invizibil, cu ochiul liber. Deci tot ce e micron e invizibil. Și atunci ele au proprietăți diferite față de un material de dimensiuni mari. Și aceste proprietăți diferite pot fi controlate prin sinteză în laborator. Și nu atât cât controlate, cât ele pot fi, optimizate și modificate într-un mod controlabil. Și mai mult de atât, asamblarea nanomaterialelor de diferite formă chimică sau structură pot produce proprietăți noi. Pe Eric Pop l-am întâlnit la Stanford. Tocmai își despacheta laboratorul adus de la Universitatea Urbana-Champaign din Illinois, de unde a venit cu tot cu grupul de doctoranți pe care îl conduce. Cam acum un an am fost contactat de profesori de la Stanford care m-au cerut să vin la un interviu și deja prin decembrie, cred că în sfârșit am avut o ofertă și a trecut încă 6 luni, cum vedeți, până am ajuns aici. Mi s-a părut foarte interesant că studenții te-au urmat. A fost decizia lor, într-un fel. Dar decizia ta a schimbat și viața altora. Decizia mea a afectat și viața lor, și viața soției, și viața părinților un pic. Dar, bineînțeles, studenții care au vrut să vină cu mine, dacă am putut să justificăm chestia din punct de vedere financiar, au venit cu mine. Sau vor veni cu mine în câteva săptămâni. Și vorbesc de financiar pentru că fondurile noastre de cercetare vin de la guvernul american. Deci, din cauza că vin de guvernul american, fondurile noastre nu aparțin chiar de Universitatea din Illinois, nu aparțin de Stanford, deci aparțin de guvernul american. Mobilitatea și inițiativa sunt însușiri esențiale ale oamenilor de știință din Statele Unite. America este un continent vibrant pentru că cetățenii săi sunt deschiși întotdeauna oportunităților prezentului la orice vârstă. Noi ne-am mutat aici cu familia cam acum 20 de ani. Deci am venit cu părinții, cu sora, venisem în Los Angeles, am urmat liceul american,
în Los Angeles. Am început liceul în Oradea, am terminat liceul în Los Angeles și după aceea am terminat college-ul în Boston la MIT, aici la Stanford pentru doctorat. După aceea am lucrat un pic în industrie la Intel pentru computer chips, de fapt memorie, lucram în computer memory. Și după aia am prins slujba asta de profesor la University of Illinois, Urbana-Champaign și astăzi m-ai prins când am ajuns la Stanford din nou. Pasiunea pentru știință, da. De la ce vârstă a venit? De la ce vârstă ai știut exact ce vrei să faci? De pe la 10-11 ani. 10 ani? Cam așa. Începând cu poveștile lui Jules Verne, care părinții mei le cumpărau și după aia un pic mai târziu cu olimpiadele de fizică din România, care mi-au dat un pic de gust de probleme de matematică și de fizică mai dure. Dar chestia de imaginație a început cu poveștile lui Jules Verne de când avem vreo 10-11 ani. Da. Am început, de fapt, pe astrofizică, nu la electronică. Dar am lucrat într-un laborator de astrofizică unde electronicile erau foarte importante. De exemplu, făceam detectoare pentru care mergeau pe sateliți. Și mi-a plăcut foarte mult aspectul electronică. Și una după alta... Mi s-a părut că electronica este un pic mai aplicată, bineînțeles, decât astrofizica. Deși astrofizica tot îmi place așa din punct de vedere filozofic. Practic am terminat facultatea de fizică la Iași în 1995. Am urmat un an de master, după care am obținut o bursă de mobilitate europeană. Am plecat în Belgia. După 5 ani de doctorat, în 2003 am plecat cu o bursă din European Science Foundation în Harvard, am continuat cercetările cu alt profesor în single molecule spectroscopy, mai mult pe partea de biologie, enzime, și apoi m-am mutat cu o nouă bursă postdoctorală în New Mexico, Los Alamos National Laboratory, unde am lucrat cu alt grup de pionieri în domeniul single molecule spectroscopy. Ce are special Los Alamos? De ce are această faimă formidabilă ca centru științific? Practic, cum să spun eu, deci faimos pentru proiectul Manhattan, care s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial și mai târziu cercetare foarte importantă în genetică, așa numitul Human Genome Sequence a fost dezvoltat acolo. În zile de azi au cercetări în domeniul biofuel, energie din plante, cum s-ar spune, etanol extracție. Combustibil bio. Combustibil bio, exact. În Statele Unite, cercetarea fundamentală este dublată întotdeauna în proporție egală de pragmatism. De aceea, nu numai studiile publicate în revistele științifice de prestigiu sunt importante, ci și brevetele. În 2011 am demonstrat o memorie pentru deci data storage, pentru scrie memoria, deci memoria pentru computer sau pentru telefoane celulare, care era de 100 de ori mai eficientă din punct de vedere al energiei decât memoria care există în ziua de astăzi. Lucrul nostru a fost să arătăm că este posibilă această descoperire, fără a viola ceva principii fizice, dar după aia, bineînțeles, să realizăm așa circuite la scară foarte mare, bineînțeles, din nou devine o întrebare de economie și de bani și de interes. Am arătat anul ăsta, în 2013, am arătat ce se întâmplă cu proprietățile termale ale materialului care se numește graphene când reducem dimensiunile materialului sub 100 de nanometri. Deci asta nu se știa înainte. Puteam să zicem, de exemplu, că conductivitatea termică, thermoconductivity, a materialului ăsta este foarte mare când dimensiunile materialului se reduc sub 100 de nanometri. Ceea ce am aflat noi este că, de fapt, când reducem materialul foarte mult în dimensiuni, proprietățile termice se schimbă. Un patent este legat de un sistem de punere a straturilor subțiri din polimer semiconductor, pentru care am un student la doctorat care încearcă să dezvolte celule fotovoltaice care se aplică pentru ferestre. Deci sunt sisteme care sunt semi-transparente, dar încă produc electricitate. Dacă ne gândim la o clădire, câte ferestre are, în general, panourile solare sunt puse pe acoperiș, dar
foarte mare parte din clădire, panourile solare, ar putea fi puse pe laterală, practic. Sau aici încercăm noi să dezvoltăm sisteme care produc electricitate, dar sunt încă transparente. Pe mine mă interesează foarte mult energia termică. Am un pic de expertiză în zona, în zona asta, bineînțeles, față de alții care, de exemplu, lucrează cu fotovoltaice pentru, pentru soare. Dar, de exemplu, mi se pare foarte interesant și foarte folositor să refolosim energia căldurii corpului uman, de exemplu. Deci corpul uman dă aproximativ 100 de wați de putere, de căldură. 100 de wați, bineînțeles, nu putem recupera toți 100 de wați, dar putem recupera ceva fracțiune. De exemplu, o jumătate de wat am putea recupera. Cu o jumătate de wat ce putem face? Cu o jumătate de wat, de exemplu, putem să aprovizionăm niște sensori. Chiar un telefon celular. Optimismul este contagios. Cum va arăta așadar viața noastră peste 10-20 de ani? Practic, deja vedem în computere, display-urile care le avem astăzi, sunt legate de cercetări în domeniul materialelor noi, nu atât materiale de dimensiuni nano, medicamente, senzori, mai mult aș spune, miniaturizare, tot ce ține de miniaturizare. Impactul asupra societății, mă gândesc numai la televizorul, așa numitul, bazat pe quantum dots, nanocristali inorganice, practic, care trebuie să apară pe piață, evoluând de la un tub electronic la cristale lichide și mergând mai departe la... Avioanele s-ar putea schimba? Avioanele, practic, avem Dreamliner-ul de la Boeing, care e făcut din materiale nanocompozite, practic, este o totă structură cu totul diferită. Probabil că vom mai avea încă 5-10 ani de reducere de dimensiuni. După 5-10 ani, și deja se vede că este problema asta în ziua de azi, bineînțeles, devine o problemă de energie. Deci devine o problemă de unde aprovizionăm energia pentru un telefon celular, de unde aprovizionăm energia pentru un laptop, pentru un videocamera, pentru sensors, pentru watch. Din punct de vedere al materialelor, din nou, cred că materialele astea mai noi, pe care lucrăm noi, sper că vor intra și ele în producție. Deci grafin, de exemplu, sau carbon nanotubes, sunt, într-un fel, sunt transparente, când sunt foarte, foarte subțiri. Deci, din cauza că sunt transparente, putem face circuite transparente cu ele. Și din cazul ăsta, sper, de exemplu, că vom avea electronice care sunt transparente sau aproximativ transparente. De exemplu, vorbim de electronice care le putem pune pe geamuri, pe geamul de la automobil, de exemplu, pe parbriz. Sau chiar pe geamul de afară, un computer pe geam care îmi spune vremea, îmi dă știrile și îmi recunoaște vocea. Aia ar fi foarte interesant în următorii 10-20 de ani. Dar pentru asta ne trebuie o sursă de putere eficientă, bineînțeles, sau un computer care este foarte eficient. Ne trebuie un computer transparent și ne trebuie un computer cu destulă putere de procesare pentru a înțelege vocea umană. Îmi plac întrebările fundamentale pentru că, mai ales în ziua de astăzi, când ne ajungem către limitele atomice ale circuitelor, începem să dăm de niște întrebări foarte, foarte fundamentale. De exemplu, putem construi un tranzistor dintr-un singur atom? Nu știu. Sunt niște oameni de știință în Australia, de exemplu, în ziua de astăzi, care au zis că se pare că se poate. Va funcționa la temperatura camerei? Nu. Funcționează numai la 4 grade Kelvin, care este temperatura heliului lichid. În Statele Unite, cercetarea este finanțată după un algoritm unic în lume. Libertatea oamenilor de știință vine, paradoxal, nu prin subvenționarea integrală de la stat, ci printr-un sistem competitiv de granturi. Există o presiune din partea guvernului american a Departamentului de Energie privind obținerea unor rezultate? Nu aș spune în mod precis o presiune, dar avem program manager, există o misiune pe care Departamentul de Energie, relativ largă, o stabilește pentru diverse laboratoare naționale. So, practic, există oarecare libertate la tema de cercetare, dar avem așa numitele review-uri, odată la 3 ani, în care Washingtonul vine și vede
ce am produs, ce am realizat și în funcție de rezultate, suma de bani alocată este mărită sau tăiată, practic. Sunt programe care nu mai prezintă interes pentru departamentul de energie, vor fi tăiate, practic. So, ca cercetător principal, mai tot timpul trebuie să te reinventezi în departamentul de energie în funcție de cerințele națiunii, aș spune. Un grant obișnuit, bun, normal, pentru ceea ce facem noi, ar trebui să fie în jur de $100,000 pe an. Deci un grant pe 3 ani ar fi $300,000 pentru 3 ani, bineînțeles. Și asta ne acoperă costurile de salariile de la studenți, salariile noastre în timpul verii, pentru că școala nu ne plătește în timpul verii. Deci școlile, majoritatea universităților americane ne plătesc salariul numai pe 9 luni. Și în timpul verii salariul nostru trebuie să vină de la fondurile de research. Dar studenții americani, majoritatea, nu sunt plătiți direct de guvern, cum sunt, înțeleg eu, în Europa și chiar în Canada și în Japonia, cred. Studenții noștri sunt de obicei plătiți de noi. Deci ei sunt, și asta de fapt ne readuce la ce ziceam mai devreme, grupurile noastre sunt organizate un pic ca și o companie mică, ca și un startup. Brookhaven în particular e o locație foarte dorită de studenți după ce termină doctoratul, ca să vină să facă studii postdoctorale, pentru că, în primul rând, oferă posibilitatea de a merge la puțini joburi în industrie, cât și în partea academică, practic, training-ul aici în jur de 2-3 ani. Și unul din avantaje sunt aceste instalații, aparatură, experimente, care sunt unice, mai mult sau mai puțin, în America, unele din ele chiar în lume. Și atunci, în momentul în care deschizi o poziție de așa numitul research associate, postdoctoral research associate, ajungi și peste 100 de candidați să aplice pentru astfel de poziții, fiind foarte competitivă. Sunt foarte mulți aplicanți care vin din China, foarte mulți aplicanți din India, dar sunt și aplicanți de Asia, din America, foarte mulți. Îmi place să am libertatea să mă aleg ideile mele proprii. Unele idei sunt bune, altele sunt mai proaste. Dar secretul este să ne ținem de ideile bune și să le urmărim foarte intens și, bineînțeles, ideile care sunt mai puțin bune, să le abandonăm repede. Este, de fapt, un proverb aproape de aici din Silicon Valley. Fail early and fail often. Sau fail often and fail early. Deci este foarte important să nu reușești, dar dacă nu reușești, să o faci foarte repede, ca să-ți dai seama că ai făcut o greșeală și să începi din nou. În 2010 ai primit un premiu din partea Casei Albe. Da. Despre ce e vorba? În fiecare an, guvernul american propune vreo 50 până la 100 de cercetători americani pentru un premiu care vine direct de la președinte, în cazul ăsta de la Barack Obama. Și premiul ăsta se dă pentru cercetare în science, technology, cred că este și în medicină, deși nu sunt sigur. Și în cazul ăsta a fost un premiu pentru cercetarea mea în domeniul electronicii și a energiei. Deci la intersecția asta între electronică și energie. Dar este nu numai un premiu pentru rezultate din trecut, este și un premiu pentru rezultate din viitor. Deci este un fel de premiu pentru cercetori mai tineri către viitorul lor. Cum vă simțiți în America? Bine, aș putea spune. Deci, nu regret. Practic, calea pe care am luat-o, dacă ar fi să pornesc de nou, aș pune exact același drum. Rewarding. Deci, practic, satisfacții mari care le am de munca pe care o fac. La 43 de ani încă mă simt motivat. Probabil studenții cu care lucrez mă motivează zi de zi. V-ați mai întoarce acasă? Nu cred că m-aș întoarce acasă din simplu motiv că nu cunosc sistemul de finanțare, nu cunosc, deci nu știu dacă aș putea să mă adaptez în sistemul educațional din România și nu știu dacă guvernul are planuri pentru astfel de a susține întoarcerea cercetătorilor români. Probabil că ideea revenirii în țară, într-o formă sau alta, este una imposibilă, nu?
Nu știu dacă aș spune, ca om de știință, n-aș spune imposibilă la nimica. dar este un pic mai puțin practică, din punct de vedere în ziua de azi. Cum ziceam mai devreme, familia mea este în California și grupul meu de cercetare și tot laboratorul este aici, la Stanford. Pe de altă parte, sunt interesat la colaborări cu cercetători români și mă interesează dacă aș putea cumva contribui la viața științifică română și poate chiar viața culturală română, dacă există legături între ceea ce facem noi și ceea ce se întâmplă în România, m-ar interesa foarte mult. Ne-am întâlnit în urmă cu un sfert de oră și vorbești din ce în ce mai bine românește. Mulțumesc! Este incredibil. Asistăm la un proces... Asistăm... Foarte interesant, e un proces în care limba română revine la matcă. Sper că revine, da. Deci vorbesc română cu anumiți colegi români, vorbesc română cu părinții mei din Los Angeles, bineînțeles, uneori cu prietenii mei din România, din Oradea, dar bineînțeles că 98% vorbesc engleză, mai ales în domeniul cercetării, totul este în engleză. Deci româna uneori, cum ai zis dumneata, este un pic mai uitată și după aia revine. De fapt, vorbeam chiar și maghiară în Oradea când eram copil, dar acum, din cauza că nu mai vorbesc maghiară, așa că am prăfuit. Am uitat-o un pic. Te simți mai mult american sau român? Cred că depinde. Când vorbesc cu români, mă simt mai mult român. Când sunt acasă cu părinții, bineînțeles, mă simt mai mult român. Când sunt la lucru, mai mult american, pentru că cred că depinde foarte mult de limbă. În America nu contează de unde vii atâta timp cât... îți dedici eforturile ca să te ridici. Nici măcar nu pot numi o calitate faptul că sunt român, că muncesc tare. Cred că oricine vrea să vină în America și vrea să realizeze, nu contează din ce țară este, dar atât timp cât e profesionist, se poate realiza aici. În Europa poate e un pic mai diferit. America e făcută numai din imigranți, sau nu cred că le lipsește nimic. Cred că au tot ce le trebuie. Și în special există așa numită mică Românie în Queens. În mod frecvent o vizităm, să încercăm să ținem legătura cu comunitatea românească, să nu fim izolați, practic. Una din chestii care îmi plac mie foarte mult față de românii cu care lucrez eu aici și pe care îi cunosc, românii sunt foarte bine călătoriți. Asta e o chestie, în favoarea românilor, cred eu. Americanii sunt foarte plini de inițiativă. Asta îmi place foarte mult. În domeniul cercetării, inițiativa este foarte importantă. Deci eu, ca român, venind de România, cu o mentalitate de român, a trebuit să învăț foarte repede să am o inițiativă puternică și să urmăresc și să-mi plănuiesc și să-mi urmăresc agenda mea proprie de research la o vârstă foarte, destul, nu știu dacă zice foarte tânăr, dar destul de tânăr. Soția lucrează în hotel management. Domeniul total diferit de știință. Acasă nu vorbim știință. Practic, vorbim cu totul altceva. Artă, cultură. Cercăm să avem legături cât de cât cu comunitatea. Mergem la biserică, în city, ceea ce numesc eu micuța România acolo. Ca orice român, din când în când mai vrea să aibă un gust de mâncare românească sau restaurantele care sunt acolo. Destul de aproape, asta e unul de avantaje. În New York. Acum 20 de ani, când locuiam eu în Oradea, FC Bihor, bineînțeles, mergea foarte bine. Era pe locul 4-5 în divizia 1, da? Sau este divizia 1 sau divizia A? Divizia A. Serie A. N-am mai ținut legătura din nefericire cu FC Bihorul. Sportul american îți plac? Baseballul? Fotbalul american? Le înțeleg. Asta nu înseamnă că le iubesc. Mă interesează și îmi place să mă duc la Super Bowl. Totuși, sporturile mele favorite sunt foarte puternic influențate de copilăria mea din România. Sunt fotbalul european, bineînțeles, și tenisul. Am rămas foarte european din punct de vedere al sporturilor, cred. Ți-e dor de România? Da, sigur. Și de anumite chestii foarte specifice.
ca, de exemplu, în afara fotbalului, bineînțeles, imersiunea în fotbalului care există în România, care avem în comun cu italienii și cu alte țări europene, bineînțeles, și, și latinoamericane. Dar de la chestii, de la fotbal, care, mă rog, și fotbalul de fapt e o chestie banală când ne gândim așa în termeni mai mari, dar și mâncarea, bineînțeles. De exemplu, mititei. Mititei, când le găsim aici în America, este o minune. Este o chestie foarte, foarte... și bineînțeles, nu sunt așa de buni ca și mititei și berea românească. Deci astea sunt chestii foarte importante, foarte, foarte minuscule, dar foarte importante, care ne lipsesc. Nu numai mie, dar și familiei mele. Și prietenia din România, adică... America e o țară mare. Și fiind o țară mare, distanțele sunt mai mari. Nu numai distanțele geografice, dar și distanțele între oameni. România fiind o țară mai mică, distanțele sunt un pic mai mici, bineînțeles, prin definiție. Și legăturile umane sunt mai strânse. Și astea mi se par chestii foarte bune, care, bineînțeles, ne lipsesc.